Sponsorul acestei ediții, compania specializată în vânzări de automobile, Top Auto. Acoperiș metal Pro Matei, siguranță și durabilitate înaltă. Agenția de imobil InTown, cele mai bune oferte imobiliare pentru dumneavoastră. Invitați care au despre ce vorbi. Liber putea să verifici, nu știu ce s-a întâmplat. Tu ai spus că ei ți-au zis că nu ai cântat live. Da. Personalități din diverse domenii. Un talk show cu emoții, dezvăluiri. Tu ai mulți prieteni, tu crezi în prieteni. Ce nu oameni crezi? Oameni, nu. Nu cred în oameni. De ce? Deoarece că, mai ales că am avut un om foarte apropiat. Adevărul unor oameni care le cunoaștem viața prin întrebări esențiale. Dacă tot vorbim de tatăl tău, după divorț, s-a recăsătorit? Nu s-a recăsătorit, dar avea o iubită. Oameni care au motivații, aspirații, iar noi le dezvăluim secretele. Dar așa a fost fix în fix cum mi-am plănuit. Am cântat cum am știut, cum am antrenat. Jurații au spus 4 de da, asta și m-am așteptat. Tatăl tău anul trecut a decedat. Da, anul trecut. Anul trecut a decedat. Cum ai primit această tristă noutate? De dată nu ne-a venit a crede, pentru că m-a sunat-o pe mama, șoferul. Întrebări și răspunsuri cu Ala Zasmenko. Bună seara, sunt Ala Zasmenko. Începe emisiunea Întrebări și răspunsuri. Îi voi adresa invitatul meu o serie de întrebări din viața sa personală și cea profesională. De asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă. În această seară, alături de mine, l-am pe interpretul Oleg Spânu. Bună seara, Oleg! Bună seara! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! În această seară o să te descoperi la fel de frumos, așa cum am descoperit și ceilalți invitați. Sunt gata! Începem! Deci, ești originar din satul Corlăteni, raionul Râșcani. Ai început să cânți de la vârsta de 5 ani. La doar 14 ani ai câștigat simpatia milioane de oameni cu vocea și carisma ta. Te citez. N-aș zice că sunt artist, sunt începător. Eu când îi privesc pe oameni și văd că au o dispoziție bună, asta îmi dă și mie energie și cânt mult mai bine. Zi-mi, te rog, cine te-a îndrumat să faci muzică? Pe mine m-a îndrumat cel mai mult mama. Cum este și în ziua de azi, este mereu cu mine, dar întreaga familie a ținut pumnii pentru mine, întreaga familie, chiar de mic, sora filma cu o cameră, mama mă învăța melodiile, sora avea auz muzical, îmi spunea, hai, cânt mai așa, mai melancolic, mai așa. Făceam videoclipuri, făceam concerte acasă, de ziua mamei, de ziua surorii, făceam show. Da, în orice caz, familia mereu este cu mine și familia mereu mă susține. Unde au fost primele tale apariții? Primele mele apariții au fost la palatul din sat, de la mine, la ce palatul de cultură, la vreo 6-7 ani, așa. Cam așa. Și ce ai cântat? Ții minte ce ai cântat? Eu știu, cântam piesa asta... Foaie verde, foaie lată, doruleț. Faie verde, faie... Nu știu cum. Știu că am cântat foarte mult domnul Pavel. Mulțumesc cu melodia asta, îi place cum cânt și... În orice caz, acolo a fost prima. Mulțumesc. Deci ai început să cânti piesele artiștilor de peste Prut, dar și hituri internaționale. Te-ai remarcat pe rețelele sociale, iar oamenii care ți-au apreciat talentul au început să te invite la tot felul de petreceri. Spune-mi, te rog, îți mai amintești primul eveniment la care ai fost invitat? Da. Primul eveniment la care m-am dus a fost pe malul unui iaz. Era un domn care avea iazul, era iazul lui, avea acolo o bază de odihnă, unde am și mâncat, am și dansat, am și notat și am cântat, desigur, și la saxofon eram cu fata de la mine din sat, colega mea, Macrina, și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Care au fost emoțiile? Nu știu, niște emoții pozitive, niște emoții... Nici nu mă gândeam că pot să cânt la cineva necunoscut, adică mereu cântam la ei mei acasă. Dar care a fost feedback-ul invitaților?
Le-a plăcut foarte mult, mai ales cum cântam noi în doi și cum eram noi simpli, așa micuți cum suntem, dar așa eram foc. Și noi arunca cu gheatră ca să mă mai latră odată și cu pâine de sacară, nici prea dulce, nici amară și gastă pe gura mai, când ești număr la tramă. Tu cânti și la instrumente? Da. Care? Pentru la saxofon, mai tare îmi place saxofonul, dar am învățat și la vioară, și la fluier, și la chitară, am terminat-o. Și deja vreau foarte mult să cânt la pian, să mă acompaniez, să știu pianul. Singurel să te acompaniez. Da. Doamne ajută! Deci, tu ai fost contactat de către o asistentă de la România au Talent și ți s-a propus să vii la preselecția din Iași. Știm că acolo vin oameni diferiți, talente diferite. Ce ai cântat la preselecție? La preselecție am cântat piesa This Is A Man. Așa. Am cântat De Doamne La Om Noroc, piesa care am cântat în preselecție, Ia O Stopă Bate Bate. Am cântat și la saxofon, dar m-am ales cu piesa asta populară, Ia O Stopă Bate Bate, a lui Zinaida Julia. Așa, noi amintim că aici nu au fost jurații, nu, au fost doar comisii. Doar comisii, da. Așa, te-ai așteptat că vei trece în etapa următoare? Nu, când am intrat acolo în sala aceea, era într-o încăpere, erau mii, și copii, și mari, și bătrâni, și acrobați, și jongleri, și cântau. Când vedeam că prin colțuri cântă, mă spăriam. Și cine mai sunt și eu aici? Am venit eu de la Corlăteni, am venit aici și să mai fac. Am înțeles. Deci, în prima audiție, tu ai cântat o piesă populară, cum ai și zis. Da. Atunci, pentru prima dată, ai fost în fața juriului de la România au Talent. Când ai făcut primii pași în scenă la acest concurs, ce era în gândul tău? Cum au fost emoțiile? Eu de obicei nu am emoții, adică, nu știu, este un pic acolo că să nu mă greșesc, dar mereu îmi pun în plan să fiu, că totul va fi bine, să pozitiv, orice ar fi, eu o să tind spre scopul meu și spre visul meu, că o să le realizez, dar așa a fost fix în fix cum mi-am plănuit. Am cântat cum am știut, cum am antrenat, jurații au spus 4 de da, asta și m-am așteptat. Nu știu, a fost o emoție foarte... Bine, foarte... dar atunci când intri în fața juraților, ceva era în mintea ta, ce vor zice jurul, ce o să facă, da, cum o să fie? Da, mai ales... Ce era în capul Am înțeles, înainte de a intra în scenă, noi cu toți care eram acolo concurenții, se vorbea că Mihai Bobonete e rău, că el de obicei spune nu. Și de el mai tare mă temeam. Dar vroiam să o ating pe Andra, pentru că este cântăreață și doream cumva să colaborez cu ea. Să ajungi la inima ei. Da, dar primele emoții au fost... Am intrat în scenă și am stat vreo 10 secunde până se începe negativul. Și acolo cel mai strașnic. Te-ai descurcat. Da. Deci jurul a fost surprins ce ai cântat în semifinală, de la muzica populară la o melodie care ți-a arătat toate calitățile vocale. Eu tot am rămas plăcut surprinsă pentru că tot m-am uitat. Tu ai ales această melodie? Da, deoarece m-am gândit și cu mama și de chiar și regizorii, mi-a spus acolo, le-a plăcut ideea pentru că e stradă, așa, jazz. Câte piese trebuia să cânți la audiții? Trebuie să cânt și o piesă, dar eu credeam dar că dacă... Dar în regulament sunt câteva, nu? Nu, adică... Atunci când semnezi un contract, 5, cred că, sau așa. Nu știu cât acolo. Dar eu am cântat mai multe să aleagă din cel mai bun din toate. Și cum ziceam, cântam o strofă estradă și cum am învățat eu, cântam a doua strofă operă. Și ei așa mi-au spus, dar mai bine să cânti tot estradă. Hai, învață a doua strofă în engleză, învață melismele. Asta a fost în decurs de 5 zile. Mi-a plăcut foarte mult cu profesoara aceea de canto care era acolo special angajată pentru să ne învețe pe noi.
Sunt foarte mulțumit pentru că m-a ajutat. A fost totul super, nici nu m-am așteptat că o să fie așa wow. Tu tot și-ai intrat la inimioara Andrei. Da. Ți-a promis că vei cânta cu ea într-un turneu, da, și s-a ținut de cuvânt. Olex Pânu din Chișinău! Bună seara, bună seara! Promisiune, promisiune! Bine și-a gemesei mele. Da, nu știu dacă a fost mai mare bucurie. E deja în finală, nici nu era tare la mine important? Să câștig. Nu era important să câștig. Deja mi-am atins ceea ce am vrut eu cu Andra. Pentru că chiar și când am fost la preselecții la proiectul Lala Play Voices, când era mai mic, și acolo mi-a dat o foaie unde trebuia să îndeplinim și scrie artistul preferat. Eu nu știam ce scriu. Și când mă uit unul, altul, Andra, din nici nu știam pe Andra. Și când m-am uitat a doua zi la ea, măi, dar asta e o artistă mare, asta e o artistă care orice interpret dorește să aibă un duet cu ea sau să cânte, și atât că am ajuns. Da, de la semifinală până la finală, cât timp aveați să vă pregătiți? A fost tot o săptămână. Voi stăteați acolo? Nu, am venit acasă. Ai venit acasă? Da. Am înțeles. Tu ai văzut că erai susținut de multă lume și toți, de fapt, te vedeau un câștigător. Tu te vedeai câștigător. Poate și mă vedeam, dar când, cum am mai spus, că mă uitam la acrobați și săreau pe sus, asta nu poți compari cu... Mă, bine, asta au fost la audiții, dar în final... Dar și în final au fost, era, nu știu, era și o fetiță mică care dansa... Wow, și mai ales și Rarea, și care recita, care te ajungea în suflet. Nu știu, mă vedeam și câștigător, dar și mă gândeam la pierdere. Bine, o să mai particip? La România Talent, da. Nu cred. Pentru că dacă am fost, cred că la Vocea României. Doamne ajută! Da. Ai avut vreun câștig bănesc pentru locul 3 tu ai fost, da? Da, locul 3. Doar locul întâi a primit premiu. Am înțeles. Cum te vedeau colegii tăi după concurs? Alții au rămas, rămâneau surprinși. Simțeai invidie sau susținere? Au fost și susținere, dar și invidie. Dar nu știu, așa sunt un om. Mai ales cu ceremoniile și toate evenimentele astea, deja... Mă uit în ochi la o persoană și deja pot să văd ce are ea în minte. Îmi dai seama dacă îmi vrea bine sau îmi vrea rău. Și adică cam vedeam pe toți. Erau și colegi care mă stimau și că mă respectau și nu se uitau la ce e că... Dar erau numărați pe deget. Da, dar erau foarte puțini. Dar tu reușeai să mergi la ore? Nu, în vremea aceea nu mă duceam la ore. Mă ceream voi pentru că, nu știu, stai ceva... Dacă în preselecție nu mă gândeam că o să particip, dar în finală... Dar profesorii ce ziceau? Profesorii tot mă susțineau, a fost că succes. Tu ai rămas în urmă cu orele. Ce ziceau ei? Cum să învăț. Asta e bine, da, dar cum reușeai să faci față? Nu, cu timpul odată și am mai repetat și de la colegi. Mai copiam. Cum ai dat examenele de clasa 9? Da, bine. Bravo, felicitări! Mama ta este peste tot cu tine și e cea mai mare susținătoare oriunde mergi tu și ai zis-o mai devreme. Zi-mi, te rog, te critică în momentele când nu faci lucrurile cum trebuie? Da. Da, și îmi place critica ei pentru că este... Când cel mai des te critică? Când... Chiar când mă bâlbui. Când... Sau când am un cuvânt ăsta care îl repet foarte mult. Perioada asta de timp am vreo lună de zile, spun cuvântul așa, 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 așa. Și ea vede asta, dintr-o parte ea vede, eu nu observ. Și tot îmi spune. Și îmi place critica ei pentru că mereu este adevărat ce își spune. Și deodată mă gândesc eu, ei, mama, spune, dar totuși cred că eu sunt drept. Dar dacă mă mai gândesc...
Tu ești autocritic? Da. După fiecare emisiune, te uiți la tine cum ești? Da, mă uit la mine. Cum, ca să-mi vezi din greșeli. Cum și vorbesc, cum, și, cum arăt, cum... mă uit la tot. Am înțeles. Mama ta lucra împreună cu tatăl tău ca șofer. Duceau pasageri la Moscova, tu erai mic în clasa a patra. Te citez. Eu am rămas singur acasă și eram năstrușnic. Îmi dădea 200 de lei să-mi ajungă necesar pentru o săptămână, dar eu îmi luam chipsuri și Coca-Cola. Nu îmi ajungeau bani și nu mergeam la activități. Mama a înțeles că trebuie să se apuce de capul meu. Tata și-a găsit șofer și mama a rămas acasă. Chiar singur ai rămas? Da, a rămas singur. Nu, venea și era fina mea și mă mai duceam și eu la ea. Dar eram singur acasă, adică știau profesorii și nu credeau că singur acasă. Dar chiar mă duceam pe la vale. Ce activități, ce activități aveai în clasa a patra? Aveam dans popular, dans de gală. Aveam la Casa de Cultură, aveam blam la muzică, tot ce legat, solfegiu, literatură muzicală. Deci tu ești muzicală. Artist de mic. Da, oricine ce n-ar zice, tu ești artist de mic. Oricine ce n-ar zice, eu sunt cu muzica. Nu mă văd în altceva. Poate, da, cred că când o să cresc mai mare, o să fac și eu un business, adică în rând cu muzica, dar muzica la mine e tot. Bine, dacă părinții tăi erau tot timpul plecați, ți-a lipsit tata? În copilăria ta ți-a lipsit tata? Nu pot spun că mi-a lipsit. El vinea o dată în săptămână acasă și rămânea pe vreo 2-3 zile acasă și pe urmă iar se ducea o săptămână. Parcă nu, dar când după ce s-a dispărțit de mama, eu am înțeles că și mă uitam chiar la colegi de mei, adolescenți, băieți, fete, că între relațiile, au relații cu tata și de tată, tata trebuie să fie sever, dar și de prietenie. Dar la mine nu știu cum a fost numai severitate și numai că tata e... Era sever cu tine? Nu că sever, adică nu știu cum... Nu eram prieteni. Dar care e cea mai frumoasă amintire legată de el? Nu mai țin minte. Nu ai nicio amintire plăcută? Nu știu, poate când stăteam cu familia acasă la o masă. Bine, ai zis că părinții tăi au divorțat, tatăl tău a plecat din familia voastră. Te-a marcat cumva aceste momente? Da, m-a făcut să fiu mai desinsătător, să fiu mai puternic, să fiu mai bărbat. Mă gândeam să întrețin familia, mai ales asta este, era o onoare, că să treacă, nu știu cum, să trec eu un fic de stăpân în casă. Să fiu eu bărbat, da, m-a remarcat. Nu știu cum, am devenit altfel, mai puternic. Tatăl tău anul trecut a decedat. Da, anul trecut. Cum da. Ai primit această tristă noutate? Deodată nu ne-a venit a crede, pentru că m-a sunat-o pe mama șoferul, care el mergea la Moscova, și o sună pe mama și îi spune că tante Lilia, fiind Oleg, a murit. Și mama spune, hai, lasă glumele. Adică nu credea. Dar ce s-a întâmplat? Era bolnav? El nu era bolnav. Desigur, ca orice șofer, stai toată ziua pe scaun. Nu făcea deloc efort fizic. Și asta e rău pentru un om. Cum spune, avea sărori, îl doreau și mâinile și picioarele, îl doreau. Trebuia să-și curăț sângele. Dar nu știu ce a fost, că totuși n-am mai aflat ce a murit. Dar după divorțul părinților voștri, voi mai țineați legătura, tu cu tata? Da, eu vreau să țin legătura, dar nu știu cum el parcă fugea de mine. S-a îndepărtat. Da, s-a îndepărtat și chiar odată, chiar ne-am întâlnit pe stradă, eu veneam de acasă, aveam... trebuia să fac ceva cu mama în Bălț și mama îl sună pe el și îi spune că hai să vă întâlniți cu băiatul, adică cu mine, să mă întâlniți cu tata, să mergem undeva la bowling, să mergem undeva, să ne distrăm împreună, doar eu și el.
Și el îi spune lui mama că el e la Mihaeleni, în sat, la părinți, că adică acolo trăiește. Și ce să facem? Bine, dar nu ne putem întâlni, nu ne putem întâlni. Și nu știu cum era o stradă mai principală și mergem noi și în direcția opusă merge el. Și noi l-am văzut. Adică și nu credeam că tatăl meu poate spune minciuni, că el mereu mama îl ridica, adică tata. Și adică asta... L-ai întrebat după asta de ce a procedat așa? L-am întrebat, dar nu mi-a răspuns. Am înțeles. Bine, tu acum ești student la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Am văzut că ai fost primit cu aplauze și foarte călduros. De ce crezi că așa te-au întâmpinat? Cred că și pentru că am și eu ceva în vocea asta, ceva poate neobișnuit, și cred că pentru că sunt simplu. Deoarece că trăiesc acum la cămin și băieții chiar și din cameră spuneau că nu au aflat că trebuie să stai cu mine în cameră, spuneau of, dar trebuie să fii mofturos, trebuie să avem probleme, cred, cu dânsul. Și pe parcurs băieții m-au aflat pe mine, cât și ei doar mă știau la televizor. Și m-am văzut pe mine ca personalitate, că sunt băiat simplu, că sunt modest, că sunt ca ei. Eu nu vreau să fiu, să ridic nasul pe sus, pentru că asta pe mine nu mă face mai... Dar care a fost reacția ta când te-au întâmpinat așa? Nu m-au întâmpinat rău, ei tăceau și nu știau ce să facă, cum să vorbească cu mine. De asta și zic, te-au întâmpinat frumos. Care a fost reacția ta? Plăcut. Te-ai așteptat? Da. Da? Da. Da, pentru că în orice grup, chiar și de băieți, de fete undeva, mereu unde mă duc, ei pe mine nu mă cunosc și cred că sunt o persoană mufturoasă. Dar nu e așa. Ei chiar în față îmi spun că ești băiat bravo, simplu. Aparențele uneori înșeală. Da. Bine, recent tu ai participat la preselecțiile Eurovision. Te-ai arătat cumva supărat de rezultat și este și normal. Cum crezi? De ce n-ai fost ales în semifinală? Nu știu, acolo se spune că băcul era prea mare, adică prea tare se auzea. Dar ascultând mai bine negativele la alți participanți, chiar și sunt care au intrat în finală. Bine, dar este și o regulă acolo. Tu, înainte de a ieși în scenă, dai negativul. Da, l-am dat ascultat cu o săptămână înainte. Adevărat. Când trebuia să-l dau și trebuia să-l verifice și să-mi spui dacă da, nu. Așa. Sau să-l schimb. Nu mi-a spus. Și a fost asta și că o zi înainte de Eurovision, adică tot trebuia să te duci fizic să-l duci. Dar eu eram la munte, eu n-am știut de asta. Mi-a apărut pe Gmail, mi-a venit un mesaj că trebuie la ora 5 și azi să mă duc să duc negativ. Dar dacă eu nu eram în țară, nu puteam. Și, doamna Cristina, profesoara medicantă, noi doar eram doi colegi, la eu și Cătălina Solomac, eram tot la Eurovision. Și-a rugat-o pe Cătălina și tot s-a dus fizic și-a dat și negativul ei și a meu. Și nu știu ce s-a întâmplat, că liber puteau să verifici, nu știu ce s-a întâmplat. Tu ai spus că ei ți-au zis că nu ai cântat live. Da. Așa ți-au zis? Da. Și nu știu, am rămas șocat, niciodată nu cânt cu plus. Fonogram. Eu mereu mă strădui. Eu știu așa, când cu negativ, eu mă aud pe mine și mi se face aici în cap cum trebuie să cânt și mă șlefuiesc. Așa este. Eu cred că cu plus poți cânti doar la emisiuni, când chiar acolo nu este o box, nu este un microfon și trebuie și să se audă calitativ în televizor. Doar acolo poți cânti cu fonogramă. Dar la anunț, la acumetrii, live tot. Așa la este. Mai ales la concurs. Dar cum ți s-au părut ceilalți participanți?
Nu, tot a fost ok. Nu știu, eu m-am prezentat. Ce părere ai despre participanții care au intrat în semifinal? Părere bună. Părere, nu știu. Crezi că au meritat toți? Da, oricine poate să merite dacă are ceva a lui. De exemplu, eu am când intru în scenă, eu parcă sunt acasă. Altcineva are altceva, poate în glas ceva mai neobișnuit sau, nu știu, fiecare a avut a lor. Nu pot spune ceva de rău, doar de bine. Te-ai descurajat? Un pic, da. O să mai particip? Cred că o să particip sau, nu știu, sau aici tot în Moldova, sau deja gata, am pașaport român. Și din... Mergi în România? Da. Cine ți-a scris piesa? Mi-a scris un băiat din Canada. O piesă foarte, foarte bună, o piesă care și versurile foarte tare mi-au plăcut. E despre cominirea, se duce de râpă prin război, de ce ne trebuie toate astea, nu le ajunge pământ, vă poftim în junglă, că pământul se face ca o junglă, o junglă se face, suntem niște animale. Și mai ales cum eu sunt adolescent, cum adolescent se schimbă omenirea, s-a potrivit foarte, foarte mult. Da, mie mi-a plăcut piesa, eu am ascultat-o și nu mi s-a părut că ai cântat, cum au zis, că n-ai cântat live. Nu știu, așa a fost să fie. Da, adevărat. Totul ce se întâmplă este cu un scop. Bine. Da, tu mergi pe program la evenimente. Toată lumea deja asta cunoaște. Câte evenimente ai pe seară? La fel de fericiți ca noi să fie. Vocea ta, vocea ta. Asta e variat. Acum iarna sunt mai puține evenimente. Sunt zile când nu am, dar weekend-ul mereu le-am. Sunt cam și câte două, și trei, și una. În post am în România. Am foarte mult în România. De când am participat la România au talent, sunt solicitat chiar și în jumate. Vara asta, jumate din toate evenimentele mele au fost în România și jumate în Moldova. Adică asta foarte tare îmi place, pentru că eu sunt persoana care dorește să dezvolte. Nu doar în Moldova, dar și în România. Și deja vreau pe tot glob. Bine, atunci când este sezonul, câte evenimente ai? Am avut și 10 pe seară. Reușești? Da, de dimineață. De dimineață mă duc, sunt oameni mai în vârstă care nu fac seara, nu le trebuie, nu fără beții, fără băutură, fac doar pentru plăcere. Pe urmă duc, cred că la o gărdiniță, când se mai întâmplă la o școală, la o fetiță, la școală, să încep botez cu metrii și nunțele. Mai sunt și hramuri, adică, nu știu, le pun toate la punct și le dovedesc. Mama ta este tot timpul cu tine? Da, tot timpul. M-a născut mama pe mine, s-a dus bucurii la lume, să fie oameni noi și blând, om de seamă să ajung. Noi deja, ea vine la Chișinău ca să duce 5 km și nici nu-și dă seama. Ca în satul vecin. Da. Probabil tu vezi ce comentează internauții. Cum că nu te prezinți la toate evenimentele. Sau nu răspunzi la apel în seara evenimentului. Tu ai ocazia acum să ne spui de ce lumea comentează asta. A fost un eveniment, nu știu, a fost la Soroca, îmi pare, unde nu am răspuns pentru că eram la ProTV. Și noi am spus lui doamnei că ne reținem la emisiunii la ProTV pentru că și era și ambuteiaj foarte mare în Chișinău. Și eu de la mama a venit din Bălți, au venit în Chișinău, de la Neaga, să mă duc la ProTV. Asta am mers jumate de oră. Și încă și acolo, când am ajuns, noi trebuia să fim la ora 4. Cred că, sau nu știu când, la ce oră trebuia să fim acolo. Noi am trezit cu jumate de oră. Și era Andreea Cuciuc, colega mea, cu tatăl ei. Și ei au intrat. Ei erau după noi.
dar ei au intrat primii deja, că trebuia să, cumva să facă bine acolo și încă ne-am reținut și acolo. Am fost la emisiune tot bine și când eram undeva deja pe la Negureni, pe la Emilian Creț, pe acolo, noi sunăm și spunem că iată la ce oră ajungem și ei mi-a spus stați că e prea târziu, acuși vă sunăm și am mai mers noi acolo vreo 10 km, ne-a sunat și mi-a spus că nu. Dar nu a răspuns pentru că eram la emisiune. Da, au fost momente când spuneai invitaților că ți s-a spart roata în timp da, au fost. Și au fost, au fost multe și la vama mi-a reținut foarte, foarte mult. A fost că chiar și eu eram foarte răgușit. Și dar lumea nu înțelege asta. Lumea nu înțelege, nu știu, nu poți de la fiecare să le întrebi. De asta și zic, ai ocazia să le zici ce se întâmplă de fapt ca să nu mai comenteze. Da, dar nu, lumea nu se oprește din comentat. Lumea e așa cum este ea. Dar tu citești comentariile? Eu foarte rar citesc comentarii, dar nu mă afectează deloc. Pentru că deja m-am deprins, deja chiar colegilor mei care sunt tot așa ca mine, de-abia încep această, să intre în acest domeniu, în această sferă, vreau să vă spun că nu trebuie să vă uitați la comentarii, comentariile astea sunt bune, mâine sunt rele, mâine iarăși bune și mâine iarăși rele. Și tu trebuie să-ți faci scopul tău și să mergi pe drumul tău ca să ajungi la succes. Tu ai un preț stabil? E variat, tot e variat, depinde unde, ce dată, ce eveniment. Dacă, nu știu, dacă e departe, dacă, sau în România sau în Moldova. Dar care este prețul tău pentru un program de 45 de minute? 300 de euro, 350, cam așa. Și dacă te sună cineva și zice, uite, Oleg, eu te vreau foarte mult la evenimentul meu, dar vreau cu 150 de euro, nu cu 300, te duci? Nu știu, eu deja fac așa, sau fac din program mai puțin. La mine în program intră și un buchet de flori și o șampanie și le spun sau scoatem florile și șampania sau cât mai puțin. Acum, acum că ai zis că ai 10 evenimente pe seară, acum nu am, n-am acum, în vară. Pe sezon, da. O să, mulți o să facă un calcul câți bani faci, de fapt, într-o seară. Da, dar, de fapt, lumea calculează. Lumea, știu că sunt foarte, foarte mulți că dau așa lenta în sus și uite, ia uite cât au făcut. Acele 10 evenimente poate să fie în Chișinău, Bălți, Soroca, da, da, deci tu faci naveta într-o zi. Eu vara fac foarte, foarte mult kilometraj. Vara, acum sunt la Bălți, sunt la Cahul, sunt în Dubăsari, sunt în Ungheni, fac toată Moldova cu trei. Dar tu reușești să te odihnești? Da, da, pentru că foarte, foarte mult îmi place și aici am ales eu, mai ales muzica și nu știu, eu așa cred că dacă îți place, nu te obosești. Adevărat. Dacă n-ai fi ales muzica, ce profesie alegeai? E și altceva, de-am. Nu știu, cred că să știu codul penal, să știu toate legile, sau să mă duc în sport. Tot e bine. Îmi place foarte mult judo. Este, nu știu, în fiecare seară mă uit la cum se trântesc acolo, cum, nu știu, foarte, foarte mult îmi place judo. Tu ai mulți prieteni, tu crezi în prieteni, în oameni, crezi? În oameni, nu. De nu ce? Cred în oameni. De ce? Deoarece că, mai ales că am avut un om foarte apropiat, tatăl meu, și el e dezamăgit. M-am dezamăgit foarte, foarte mult în el și în oameni. Oamenii sunt falși. Sunt, pe de-o parte așa îți pare că îți vrea bine și se zâmbește, dar pe de-o parte el nu știe cum mai tare este piesă. Da, sunt oameni și răi, nu spun că toți, sunt oameni foarte buni, sunt oameni care îți vor bine și nu știu, nu cred în oameni. Dacă tot vorbim de tatăl tău, după divorț, s-a recăsătorit? Nu, nu s-a recăsătorit, dar avea o iubită. Da. Am înțeles.
Tu ai și o soră care este peste hotare. Și un frate. Da. Da. Ce sfaturi primești de la fratele tău? Dacă tu fratele zici că meu este cel mai mare. Are deja 2 copii. Este gata, deja așezat, aranjat la casa lui. Are soție, are muncă, deja gata, este stabilit. Îmi place foarte mult la el, pentru că el este foarte gândit. El analizează foarte mult și eu de la dânsul asta am luat. Chiar și tatăl meu tot era omul care așa se uita alea cu privirea și deja tot știa, tot înțelegea ce se întâmplă. Nu știu, sfaturi de la el primesc tot așa să fiu simplu, tot așa să-mi continui, poate ca orice frate îmi spune să am grijă de mama, să învăț, să... El este în țară? Da, el este în țară, dar merge cu... lucrează pe tir și merge și în România și în alte țări. Cu sora te vezi des? Nu, cu sora foarte rar mă văd. Ea este în Anglia. Acolo lucrează. Doresc foarte, foarte mult să vii acasă, dar nu îi pot spune pentru că e succesul ei și ea trebuie să aleagă ce să facă în această viață. Dar tot, foarte, foarte mult. O iubesc și să știi că țin la tine. Frumos. Care sunt planurile tale pentru acest an? Planuri am să-mi fac foarte multe piese, să mă dezvolt, să fiu un băiat de nota 10, cât și la învățătură, cât și după succesele mele, să mă fac, să am legătură cu mai mulți artiști de la noi din țară, cât și peste hotare, să colaborez cu orchestre foarte, foarte mult, vreau acum să colaborez. Nu știu, eu am foarte multe de făcut. Iar acum, spre final, hai să alegem o piesă să cântăm pentru sora, fratele și mama. Și nepoțica, ca și nepoțică. Frumos. Da, nepoțic și nepot. Și nepot. Da. Cântă cucubată-n vina, de răsună-n Bucovina. Băi, cântă cucubată-n vina, de răsună-n Bucovina. Păi cântă cucu într-un brăduț, de s-aude în cernăuț, of, of. Cântă cucu într-un brăduț, de s-aude în rădăuț, mai. Mulțumesc frumos, foarte frumos și piesa este foarte potrivită de fapt, pentru părinți și pentru frați. Noi îți mulțumim foarte mult. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea în această seară. Mulțumesc că m-ați invitat și foarte, foarte mult mi-a făcut. Mi-a făcut și mie plăcerea să te ascult și să mai aflu câte ceva despre tine și vor afla și cei de acasă. Ți-ți doresc succes și realizări frumoase. Ai toată viața înainte. Nu ne uităm la comentarii cum și-am vorbit. Mergem înainte, progresăm, întâmpinăm oameni noi și frumoși și multă, multă baftă. Mulțumesc mult și dumneavoastră mult, mult succes, cât și în carieră, cât și la emisiune, să vii cât mai mulți invitați aici, să fie o emisiune de nota 10. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult! Aceasta a fost ediția de astăzi, Întrebări și Răspunsuri. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și noi întrebări. La revedere!